Bun găsit! Preferințele femeilor și bărbaților în materie de locuri de muncă nu sunt aceleași. Femeile vor să lucreze în domeniul medical, însă ar prefera să muncească și în turism, pe un vas de croazieră, spre exemplu. De asemenea, posturile de îngrijire la domiciliu sunt dorite de românce. Bărbații, în schimb, sunt interesați de slujbe în construcții, reparații auto și agricultură. În ceea ce privește țările, Marea Britanie este cea mai atractivă pentru români. De asemenea, cei care vor să lucreze în străinătate au optat și pentru ofertele de muncă din Germania, Italia sau Franța. Nu sunt ignorate nici țări precum Congo sau Nigeria, unde ofertele sunt în industria petrolieră. Multe dintre aceste țări continuă să aplice restricții pe piața muncii pentru români. În prezent, 10 state membre ale Uniunii Europene cer permis de muncă, iar aceste restricții vor putea fi menținute doar până la finele anului viitor.